Aole, bă, vărășule, hai de mama, vină la mașinuță. Vină la mașinuță, că uite, semnalizează că te aștept. Stai că sună cineva, cine dracu fi. Alo, da? Spania la telefon. Cine e? Iofă, omul tău. Aurâcă. Aole, mâncați-aș ochișorii, mâncați-aș gurița ta. Cum te-ai gândit tu la mine, mă? Ce faci, mă? Ce să fac? Sunt acilea la spital, bă. La spital cu ăsta micu, care este mai bine. Hă? Zambela? Zambela? Păi Zambela îți transmite și ea salutări, da? Da, îi transmite. Medalionul e cu voi? A? Medalionul? Păi nu știm unde este, mă, că n-a mai venit la noi. Păi, avea și el treburi, ce se vede? Da, fata asta zice că e bine copilașul, da? Da, să uite la Disini. Așa? Hai, hai la revedere și să fii cu minte. A? Să fiu, mă? Aha. Pa, mă, pa! Pa! Închis. E bine? E bine. Aoleu! Că nu mai pot nici ca să plâng în casa asta! Aoleu! Domn, poți să pun masa? Ce se pune? Uite, ia uite! Uite și fă să am eu pata pusă, ia vină mă încoace! Ce-i astea, mă? Asta-i cafele, mă? Unde ai văzut tu, mă, țigan să bea din căpăcelile astea? Dar al dracii să dea! Du-te, dracu, și fă o cană mare de cafea, că mă dur cu tine pe jos! Ce fac, domn? Ce să faci, mă? Pune zahăr! Hai. Pe, ca jus, pălăcicare, știi, asta-i, mă, și păi tu ai auzit cineva, mă, mica mea, că e bulibașă de Paris, bulibășoaia! Ce, mă? Nu-ți place de noi, mă? Te pomenești că vrei să ne și otrăvești! Vrei, eu am o soluție, domnule, dă-mi dracu afară de aceea! Dă-l dracu că nu-l mai suport, fac eu toate alea! Gata, 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 gata! Gata, ți-ai făcut numărul, gata! Ține-ți clanța că poate scap vreuna și îți închizi limba! Aoleu! Aoleu, că sunt supărată! Aoleu! Bă, parcă sunt injectate astea, mă! Eu nu știu unde e om! Aoleu, unde-o fi tăticul și la tale spazio de mii! Și la tale spazio de ea! Și-a lăsut amărâța aici! Ce, fă, tu de ce nu te jălești? Ce te-a ajuns acu? Ești cocoană mare, neagră, dracu, care ești. De ce nu-l plângi pe tactul? Ala, nu mai pot, nu mai are liniște în casa asta și în suflet! Nu mai vreau nici o zi să trăiesc! Nu mai pot! Nu mai pot, nu mai pot! Măi, rog! Ăștia dărâmă casa, mă. Ce are vreș? N-ai învârtit-o noapte? Ia vezi! Că nu-i treaba ta! Că nu-i făcut toate n-am învârtit! Gata! Băieții, hai la fane! Dorele liber azi! Ia uite-le, mă! Ei, de toate te ocupi, ma ta, coană mare! De toate te ocupi! Haide, mă, hai îmbrăcare, hai! Aoleu! Vrei varză cărită, îți place? E vară măcăneară, Aoleu! Eu plec acum. Dacă nu ești, dau de mâini. Ia stai așa. Ce? Eu vreau să-ți fie clar. Eu te iert pe tine pentru tot. Chiar și pentru bătaie. Că cum ți-am spus, n-am mai luat-o din copilărie. Și poate mi-ai amintit de tăticul? Dumnezeu să-l odinesc. Dacă vrei să-ți aduci amintești din restul familiei, eu îți mai dau. Pentru singur lucru, nu te iert, bă. Că nu m-ai lăsat să iau bacul. Și-am învățat, bă, de m-a luat dracii tot ce n-ai știut tu și cu tot neamul tău. Râzi? Ca prost în târg. Bă! Cală populară! Mă faci pe mine prost, eu era dracu din bou! Îmi lași, mă! Îmi nervez!
Dar nu mai pământ, nu mai putem să mergem cu tine la negocieri. State! Mâine îți vezi, bă, din vizi de omor, mi ea vrea cu să fie. Da, ne-am întâlnit absolut întâmplător. Era cu Toma, probabil se duceau către doctorul David. Și îți dai seama, ne-am oprit față în față. Și? Și au fost nevoit să recunoască tot, dar... Să nu înțeleg eu de ce nu ne-au povestit până acum, de ce ne-au ascuns lucrul. În fine, aia. Până acum am dus acasă. Ce-ai tăi? Cum au reacționat? Am fost șocați, îți dai seama. Trebuie să facă mastectomie. Îți dai seama ce înseamnă pentru o femeie lucrul ăsta, nu? Da, dar e o femeie puternică, o să treacă cu asta. Auzi, dar tu ești cam ciudată azi. De ce? Păi, de obicei tu te implici în problemele pacienților, nu știu, parcă simt o răceală din partea ta. Eu știam. Și nu mi-ai spus? I-am promis că... Mersi, Maria, mersi. Fără să-l solbi, dacă frige. M-am fript. Așteaptă să se mai răcească puțin. Nu știu, e foarte frumoasă lumea asta, dar e complicat. Nu știu, eu sunt obișnuit așa... Așa? Asta pentru că nu ești obișnuită. A intrat sub pat, cred. Când o să-ți asumi lucrul ăsta, o să vezi că o să uiți de viața pe care ai dus-o până acum. Da? Da. A, bine. Atunci o să aștept să se răcească ceva. Așa. Pune-te și tu în situația mea. Nu fii supărată pe mine. Pe cine-a supărat-o? Pe soția mea? Da, eu o să plec, că am niște treabă. Irina, te rog să mă înțelegi. Mersi. S-o pedepsesc? Hai, mă, lasă-te. Eu sunt nebună. Sora ea e cancer la sân și nu i-am spus. Bravo. Ești maestră în arta asta minciunii. Ce vrei să zici cu asta? De ce n-ai dormit acasă? De ce, nu mai am voie să dorm la mama sau ce? Știi că a avut febră. Opa, te-am prins. L-am fi la casa. L-am văzut pe prostul ăla de frate, tu cum ieșea de acolo. Pe bolnava ta mama cum se ducea la piață. Era bine, mersi. Verde. Când îi filezi tu nouă casa? De ce m-am izmarinat? De ce filez casa? De fapt profesional. Te aștept acasă.
Ce face Alina? Îl aștept pe Cosmin. Și cât o să-l aștepți? Până vine. Și dacă nu vine, nu sări. S-ar putea să fi plecat cu Regina. Tata, el nu e atât de prost încât să-i dea de bănuie lui domn Luciano. Cristofoare! Da. Băi, aș pleca la nepotul meu la spital. Știi și tu? Nu, am o treabă. Ce treabă ai? Cosmineam. Ce, încă o dată? Aoleu, dacă începem iar cu întrebările... Nu. Vă strâng și ceva. Zi. O aduci, te rog frumos, pe Alina aici. Mă plictisesc rău de tot singură. Te rog, te rog mult de tot. Da, mă pui să strig rândul ăla în șatră. Nu te pun să strigi nimic. Hai să-ți zic. Vină, mă. Alina. Mm-hmm. E foarte nefericită în șatră. Și nenea Cristofor la fel. El e un om deștept. Nu are el ce să caute în șatră. Uite că asta nu știam. Mulțumesc. Hai, mă, vorbesc serios. Aici e de toate. Milan e un om bun. Serios. Nu vorbesc pe asta. Mă pune el să mănânc piersica cu fuculița, dar merge. Așa e, ține la etichetă. Auta chiar. Dar ce-mi trebuie mie eticheta asta? De ce mă pune să învăț toate lucrurile astea? Nu se știe niciodată. Eu zic așa, hai să o luăm mai ușor. Să nu ne dăm mai îngrijorați decât suntem, că dacă o să ne vadă că ne interesează foarte tare niște chestii, bă, dar tu tot timpul, mă, îți plac fetele la alții. E mai interesant așa, nu? Ca să nu mai... Bă, vezi să nu te lovești cu ușa. Nu te lovești cu ușa, adică chestia. Dacă o să vadă că ne interesăm foarte tare, nu obținem mare lucru de la ei. Tu îl suspectezi pe vreunul dintre ăștia? Nu, mergem pe burtă așa, dar... Bun, deschidem și subiectul regii? Pe normal că deschidem, bă, că băieții caută, nu? Steven, vezi că o să am eu o vorbă mai întâi cu avocatul, cu maestru Dino, așa că intreți-vă, băi, spune ceva de băut, că venim. Dar nu e nevoie că e cu minț, nu? E cu minț, dar știi cum e, n-am chef de panorame, de ranch, da? De dracu ai fost, mă? Am avut puțină treabă. Mă iertați. Bă, tu ești în concediu? Hai, dă-i drumul și trage paharele alea odată. Hai, mă, repede! S-a stimosat familia Saturn! Bine ai venit! Cu ce ocazie? Am întâlnire. Păi bine, bre, nu mi-ai dat și mie o sârmă să mă pregătesc și eu ca lumea? Te descurci tu. Ai aflat ce s-a întâmplat lumea scătică? Ce, bre, l-a găsit sau ce? Hai, bă, Stivene l-a găsit. Bă, nimeni nu știe pe unde umblă pașii lui, bă, băiatule. Pane, se întâmplă niște chestii. Dacă s-a ajuns la nivelul ăsta să se ia de bulibașii, nici aia bazații nu mai au siguranță, e nasol. Bre, dacă spui mă tare așa e? În cuvânt? Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă. Dino! Nimic e vreo. Hai că avem de zis cu Dafane. Vă rog frumos, poftiți! Bine ați venit! Imediat vin la noastră! Hai, mai serviți ceva? Veniți de băut! Costi! Da. Bagă mare! Imediat! Bă, ci că mai întârzie, băieții. Ce? Băieții, ci că mai întârzie. Ca seară i-a ridicat mascații pe ilujenarul de voluntari. Da. Are dreptate, domnul mă, mâncaia și pulpilul lui. A nebunit lumea, mă, frate. Aduși o scumieră, Costi, te rog. Da, da. Hei! De unde plecați? La Juvaierul, la spital. Aolo, luați-mă și pe mine, trăim-ar Dumnezeu și să vă dă bucurii. Să văd și eu ce face Juvaierul la spital. Dacă nu mă toci la cap, te iau. E, nu, o vorbuliță nu scos, să știi. Asta se spune un Mutu. A, Mutu, frumușalul ăla, formalistul, îl știu. Ăla de joacă în Italia, la Paris, acolo unde a fost și domnul Lucian. Gata, tăcută. Vede ce nevastă frumoasă și-a trăit, de ce copilaș frumos și-are și nevastă din... Gata, tăcut!
Bra, dar și nava asta e de care... Gata, gata. Gata, hai. Gata, bre, gata. Poți să te iubești, bun? Da. Îmi te-a dat de ție telefon. Ia uite, bre, ce-i place l-o ăsta micul mașinuțului. Mă, tu voi rașile, ia vină-mi coce. Hai de vină la mașinuța asta că e mai mare, să-ți arate mamaia cum să conduce. Hai de vină că o să-mi iau eu carnet, hai să vezi că-mi iau eu carnet. Și o să te ducă mamaia peste tot, mă, în toată țărișoara. Vrei, mă, mică, dar gata, nu mai amăgi copilul atâta. Fazambilo, păi cum o să-l amăgesc? Păi de ce tu crezi că eu vorbesc așa? Păi eu o să-mi iau carnetul și hai să vezi tu, hai să vezi că... Ce-s proastă să stau toată viața la tu și dau-o drept. Mă, mămică, dar muierii nu e de covrig. Bă, nu te-a plecat aia cu copilul meu, e nebună. Bă, poate ai face analeze. Vezi, Zambilo, muierile toate e cu covrigul în mână, tu nu te uiți. La spălăcitele astea care se face ministrese, se face profesere, se face inginere. Păi ce fă? Păi noi stăm mai deștepte, fă, decât ele. Suntem, să știi că suntem mai deștepte. Eu am zis tot timpul că suntem mai deștepte. Poate tu nu, dar hai să și vezi... Și eu, fă, mămică. Hai să vezi că eu o să-mi iau carnetul. Duvăirașule, hai să vezi tu cum o să mergi tu cu mamaia ta. Haide, haide să conducem amândoi. Haide, haide să împingem cu 130 așa la urmă să mergem. Bravo! Bă, mămică, cum să mergi cu 130? Păi te dă-te la televizor! Ei, tare ești proastă, păi, tare ești proastă. Păi ce, la televizor îi dă numai pe aia care face accidentul. Pe ce, eu îți dă așteaptă, bă, cum o să fac eu accidentul? Nu știu, eu nu ți-l dau pe Giuvairașul așa de prima. Mai te exersezi și după aia. Gata? Bă, dar toate mașinuțele astea bâzrii așa. Eu o să-mi iau una mare care să meargă așa, ușor, frumos.